A uitat cumva Iisus de noi? Aflat într-o expediție în Antarctica, Sir Ernest Shackleton și echipajul lui au avut un mare necaz. Vaporul lor s-a zdrobit de un bloc uriaș de gheață, singura lor speranță fiind posibilitatea ca o echipă formată din doar câțiva marinari să meargă în căutarea unui ajutor folosindu-se de o mică ambarcațiune, lăsându-i pe ceilalți în mijlocul zăpezilor și a ghețarilor insulei Elefantului. Cu eforturi eroice, conducătorul expediției și alți cinci însoțitori s-au angrenat într-o călătorie extrem de periculoasă spre o insulă îndepărtată, de unde au obținut un vapor și proviziile necesare tentativei de salvare a colegilor lor. Imediat, Shackleton și însoțitorii lui au pornit în călătorie spre salvarea întregului echipaj. La început, ceața, furtuna și blocurile de gheață au blocat înaintarea în mod repetat. În cele din urmă, când ceața s-a ridicat și echipajul lui Shackleton a observat ceea ce părea o deschizătură care conducea exact spre insulă, au mizat pe faptul că acel canal creat de sloiurile de gheață avea să rămână deschis. Capitanul a poziționat vasul pe direcția canalului, a ajuns la oamenii lăsați acolo, i-a îmbarcat pe toți într-un timp record și a părăsit zona cu puțin timp înainte ca blocurile de gheață să blocheze, poate pentru totdeauna, accesul spre insulă. Știți cât a durat riscanta operațiune de salvare?
numai o jumătate de oră, când emoțiile s-au mai risipit, capitanul a întrebat pe un tânăr matelot: cum a fost posibil să fiți gata cu toții pentru întoarcerea mea? Stăteați la oaltă pe mal, gata să plecați la primul semnal. Marinarul salvat a răspuns: domnule, dumneavoastră ați promis că vă veți întoarce, așa că nu ne-am pierdut speranța. Ori de câte ori marea era eliberată de sloiurile de gheață, noi strângeam sacii de dormit și împachetam lucrurile spunându-ne: poate că Sir Shackleton se va întoarce astăzi. Astfel, întotdeauna am fost gata pentru reîntoarcerea ta. Promisiunea lui Iisus de a reveni. Biblia ne spune despre omul care a promis să ne elibereze din mormânt. Pentru a-i mângâia pe ucenici, înainte de moartea sa, Iisus a spus: să nu se vi se tulbure inima, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Mă duc să vă pregătesc un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Această speranță demonstrează că suntem destinați pentru mai mult decât scurta viață din această lume zbuciumată. Nu vor mai fi cutremere de pământ sau în apă, nu vor mai fi crime sau acte teroriste. Dar unde este Iisus? Cumva ne-a uitat? Nu ar exista o concluzie mai amară decât descoperirea că Iisus nu se va mai întoarce să ne salveze? Că toți creștinii au făcut o mare greșeală, că omul în care ne-am încrezut nu și-a ținut promisiunea. Ar putea fi posibil acest lucru? Este credința noastră fără rost? Este revenirea lui Iisus absolut sigură? Foarte mulți oameni din lumea noastră nu cred în făgăduința lui Iisus. Ei nu sunt siguri de ceea ce le rezervă viitorul. Dar tocmai incertitudinea și întrebările privitoare la soliditatea promisiunii lui Iisus confirmă trăinicia ei, sugerând chiar iminenta împlinirii ei. Biblia a prezis că oamenii vor spune chiar înainte de venirea lui: fii serios, nu va mai veni niciodată. În zilele din urmă vor veni batjocoritor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. În fața incertitudinii și a îndoielii, Biblia e clară. În Sfânta Scriptură nu găsim dacă, și când? Când va veni Fiul omului în slava sa? Amin. Vă invităm să cântăm împreună un imn de slavă la adresa lui Dumnezeu, numărul 479, cu Iisus ah față în față.
Iisus a promis și îngerii au confirmat. Când Iisus a înălțat la cer de pe muntele măslinilor dinaintea ucenicilor, doi îngeri le-au dat asigurări. Acest Iisus va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Da, Iisus va reveni. Iisus însuși a declarat că revenirea sa va fi un fenomen la scară mondială, care este imposibil de imitat. El a spus, deci, dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Iisus compară revenirea sa cu fulgerul care străbate cerul de la un capăt la altul. Nu va fi o apariție ascunsă, tăcută, în care el să se descopere unui grup select de oameni în locuri izolate. Din contră, toată lumea va fi martoră la aceste evenimente. Apocalipsa 6, cu 15 până la 17, descrie revenirea sa într-un limbaj care, dacă este acceptat, va scuti pe oricine de amăgirile care au cuprins mii de oameni. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor și cei bogați și cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Pe lângă faptul că va fi vizibilă, revenirea lui Iisus va fi și audibilă. Apostolul Pavel prezintă un eveniment imposibil de ignorat și de contrafăcut. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dacă aceste texte descoperă ceva, atunci ele prezintă faptul că revenirea lui Iisus va fi, hai să spunem, zgomotoasă sau percepută de simțul nostru auditiv. Un eveniment greu de contrafăcut. Pe lângă faptul că va fi vizibilă și auzibilă, revenirea lui Iisus va declanșa anumite evenimente care vor fi greu de imitat, chiar și de cel mai inteligent și de cel mai posedat impostor. La reîntoarcerea lui, credincioșii care au murit vor fi înviați și înălțați la cer împreună cu cei ce au rămas în viață. Apostolul Pavel declară într-un pasaj că cei morți se vor scula și împreună cu cei vii îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh. Iar într-un alt pasaj, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță.
Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Sfânta Scriptură prezintă un alt semn infailibil și al revenirii lui Iisus: moartea celor credincioși. Ioan descrie în limbajul figurat în Apocalipsa 19 tabloul în care Fiul omului este înfățișat ca un războinic călare pe un cal alb conducând armatele cerului. El spune că la revenirea lui Iisus toți oamenii, cu excepția celor credincioși, vor muri la arătarea împăratului împăraților și domnul domnilor. Apocalips 19 cu 18. Un alt semn al revenirii lui Iisus va fi marcat de convulsii incredibile ale naturii, incluzând un cutremur teribil care va transforma planeta în ruine. Apocalips 16 cu 18 spune că acest cutremur va fi așa de tare cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. În concluzie, revenirea lui Iisus va fi însoțită de numeroase evenimente: învierea celor credincioși care au murit până la acel moment, transformarea celor neprihăniți găsiți în viață și ridicarea la cer a ambelor grupe de oameni, în timp ce pământul va fi lăsat în ruine. Biblia spune că întreaga lume va vedea revenirea sa. Întreaga lume va auzi și zgomotele produse de convulsiile naturii la o scară nemaipomenită. Când toate aceste lucruri vor avea loc împreună cu celelalte semne, atunci poate fi cineva sigur că Iisus într-adevăr s-a întors. Până atunci, toți creștinii trebuie să fie atenți la toate încercările de contrafacere a revenirii lui Iisus. Pe scurt, revenirea lui Iisus va fi unul dintre cele mai extraordinare evenimente, unul de care nu vei auzi la știri și nici în ziare nu vei citi. Amin. Un băștinaș american și prietenul lui treceau prin centrul orașului New York. Era în timpul prânzului și străzile erau pline de aglomerație, pline de oameni. Mașinile claxonau, frânele taxiurilor scârțiau pe la colțuri, sirenele zornăiau și sunetele orașului erau asurzitoare. Deodată băștinașul spune: aud un greiere. Cum? Ești nebun? Un greiere? Cum poți să auzi în gălăgia asta un greiere? Nu, sunt sigur, a spus el. Am auzit un greiere. E o nebunie, i-a răspuns prietenul lui. Însă el a ascultat cu atenție un moment și apoi se îndreptă traversând strada spre un ghiveș de ciment în care creșteau niște plante. S-a uitat în ele și pe sub crengile lor a descoperit un mic greiere. Amicul său a fost pur și simplu uimit. E incredibil, cred că ai niște urechi supraomenești. A, nu, a spus băștinașul. Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei să asculți. Dar nu se poate. Cum să auzi un greier în așa o gălăgie? Da, într-adevăr, a venit replica. Depinde ce este cu adevărat important pentru tine. Hai să-ți arăt. A băgat mâna în buzunar și a scos câteva monede pe care, în mod discret, le-a scăpat pe trotuar. Atunci, în ciuda zgomotului șoselei aglomerate, care le asurzeau urechile, au putut observa pe o rază de câțiva metri fiecare corp întorcându-se să vadă dacă banii căzuți erau ai lor. Ai înțeles ce vreau să spun? A întrebat băștinașul american. Totul depinde de ce este important pentru tine. În ziua de azi, fiecare dintre noi este atras de cursul vieții. Uităm ce este important pentru noi și pentru sufletul nostru. Suntem prinși în monotonia cotidiană.
Nu ar trebui să ne mulțumim doar cu prezentul și cu satisfacțiile trecătoare pe care le oferă această lume, ținând cont de faptul că Dumnezeu ne poate oferi o veșnicie de fericire. Așadar, ca și în ilustrația despre ceea ce este important pentru noi, ar trebui să le definim prioritatea. Oh, yeah.
Îți mulțumim, prea bunule și Sfântule Tată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dragostea care ne arăți în fiecare zi. Te rugăm ca în această săptămână care ne vei pune înainte să fii cu noi și să ne întărești în drumul vieții noastre, să ne ajuți să fim plăcuți inimii tale, să fim după inima ta, ca în dragostea ta cea mare să se reverse peste noi, să fim precum Fiul tău prea iubit, El să se vadă în noi, așa cum tu dorești, ca omul să fie plăcut ție. În numele Lui Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Noi credincioși către ceruri primi.